Bună dimineața, distinși colegi! Mulțumesc, domnule președinte de ședință! Declarația mea politică de astăzi se intitulează Iată de ce Județul Mureș nu mai are aeroport și involuează. Celor care v-ați exprimat în mod repetat îngrijorarea în privința situației actuale a aeroportului Transilvania și a tergiversării lucrărilor privind refacerea pistei, vă fac cunoscute câteva dintre preocupările prioritare ale președintelui Consiliului Județean Mureș Peter Ferenț. Reprezentantul UDMR, instalat confortabil președinte al județului prin susținerea PSD Mureș, nu are timp de aeroportul blocat și închis, aflat în subordinea Consiliului Județean Mureș, ci luptă din răsputeri pentru susținerea ini inițiativei cetățenești Minority Safe Back. Peter Ferenc postează cu entuziasm pe pagina sa Facebook cum se strâng semnături de la maghiari în acest timp, arătând că până acum s-au parafat 261.000 de, de semnături, iar campania continuă. Pentru cei care nu știu ce semnifică Minority Safe Pack, vă informez că obiectivele acestui pachet de reglementări și normative care se doresc impuse la nivelul Uniunii Europene pot genera consecințe grave asupra stabilității Europei, evident și asupra României, una dintre acestea făcând posibilă autonomia teritorială pe criterii etnice. Comisia Europeană a respins deocamdată inițiativa cetățenească europeană pentru protecția minorităților naționale, Minority Safe Pack, însă UDMR, alături de alte câteva zeci de organizații ale minorităților din Europa, se străduiește să o impună ca directivă. Totodată, președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, are și alte preocupări, între ghilimele importante, concretizate ca urgențe prin amplasarea de indicatoare bilingve la, int la intrare și la granița Județului Mureș cu Județul Alba. În An Centenar, traduce denumirea Județului Alba în Feher și amplasează indicatoarele cu noua denumire la intrarea în Județului învecinat, dar șmecherește le plantează pe raza administrativă a Județului Mureș. Ce mai contează că în județul Alba locuiesc, conform ultimului recensământ din 2011, doar 4,3% cetățeni de etnie maghiară, iar legea nu impune în acest caz indicatoare bilingve. Nu mai contează nici că responsabilitatea legală privind indicatoarele respective, conținând denumirea județului Alba, ține de competența Consiliului Județean Alba și nici de cum nu este de competența Consiliului Județean Mureș. Solicit oficial PSD Mureș să-i retragă sprijinul politic, respectiv suportul consilierilor județeni președintelui Consiliului Județean Mureș Peter Ferenț, întrucât preocupările sale sunt prioritar etnocentriste. Pe reprezentantul UDMR din fruntea județului nu-l preocupă dezvoltarea infrastructurii și a economiei județului Mureș, nici bunăstarea tuturor mureșenilor, ci separatismul, enclavizarea teritorială a României și instigarea la conflictualitate interetnică. Domnilor consilieri județeni și parlamentari mureșeni ai PSD, cum îi mai puteți privi în ochi pe mureșenii care v-au girat prin încredere și vot în aceste funcții publice, când susțineți politic și moral în anul de grație al centenarului Marii Uniri, tocmai trădătorii și inamicii din interior ai statului român, pe cei care nu recunosc Constituția și vor programatic să enclavizeze etnic și să distrugă România? Faceți un gest de conștiință și salvați-vă sufletele și onoarea, întoarceți-le spatele Vă rog, și respingeți-l pe vot pe actualul președinte al Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenț. Nu-i mai lăsați pe români pradă unei astfel de jocuri etnice, nu-i mai pedepsiți, consecvent, inutil. Vă mulțumesc pentru atenție, deputat PMP de Mureș, Marius Pașca.